găsit, prieteni, suntem la conferința internațională Fintech Banking 4.0, o conferință dedicată tehnologiilor emergente care vor schimba fața bankingului în anii următori. Alături de mine, domnul Marius Flore, director digital Banca Transilvania. Marius, bine ai venit! Mulțumesc! Îți mulțumesc că ai onorat invitația! Deci să discutăm despre transformarea digitală. Suntem la un eveniment unde tocmai despre asta vorbim, cum influențează tehnologiile emergente viitorul serviciilor financiare. Sunt practic două aspecte ale acestui proces de transformare digitală în relația cu clientela și în relația cu proprii angajați, nu? De unde vrei să începem? Păi, de oriunde începem, tot la client ajungem. Așa este, într-adevăr, băncile trebuie să se uite foarte atent la ceea ce se întâmplă în piață, la felul în care se reașează nevoile și noile cerințe ale clienților, iar din punctul ăsta de vedere considerăm că tehnologia joacă un rol foarte important. Practic, toate produsele, toate serviciile financiare care le adresăm trebuie să le translatăm în canale online, în canale cât mai simple, cât mai accesibile și cât mai rapide pentru clienți. Generația nouă vine nerăbdătoare din spate și își dorește să aibă la un click soluția la nevoia pe care și-o adresează înspre zona financiară. Și așa a apărut platforma NEO. Cu ce noutăți vine față de vechea platformă? Conceptul NEO, aș zice, pentru că platforma este doar un canal de comunicare cu clientul. Conceptul NEO înseamnă mult mai mult decât atât. NEO vine pe lângă servicii financiare adresate direct clienților ca orice platformă online banking și cu servicii non-financiare, servicii cu valoare adăugată sau cu integrări cu fintech-uri care oferă la fel valoare adăugată clienților noștri. Spre exemplu, NEO vine și cu o zonă de cognitive banking, o zonă în care noi, în baza istoricului clientului, suntem în măsură să-i oferim hinturi, să-i oferim targetat produsele care considerăm noi care are nevoie și să nu facem un flooding cu oferte spre el. Pe de altă parte, NEO vine cu un concept de omnichannel, vine cu un concept integrat de servicii bancare și ne permite să creăm layerul de bază pe care vom construi mai târziu partea de semnătură electronică, partea de servicii cu valoare adăugată, de portal și așa mai departe. În momentul ăsta ce se poate face de la distanță la voi? Clientul poate să-și deschidă un cont 100% online? În momentul în care un credit 100%? În momentul de față trebuie specificat că platforma NEO este într-o fază beta. A fost lansată într-o fază beta la sfârșit de septembrie. Și când vezi complet operațional? Mai înainte, undeva în aprilie, aprilie anul ăsta am avut prima fază de testare cu colegii, cu echipa internă Băncii Transilvania. În perioada imediat următoare, nu o să divulg mai mult de atâta, o să ieșim spre clienți. Anul ăsta? Am spus în perioada următoare, aici depinde. Vine moșul cu NEO? Poate veni moșul și cu NEO, depinde de o serie de elemente de fine-tuning care le avem încă în vedere și care ne dorim să le atingem până când putem adresa platforma clientului. Și ca să răspund întrebării tale, da, ne propunem ca NEO să vină cu un flux complet online de înrolare a unui client în Banca Transilvania. Chiar dacă el este virgin, nu mai are un cont deschis în altă bancă. El poate să nu aibă cont deschis nicăieri. Și veți folosi și face recognition sau doar scanare buletin? Nu, se va face și să dau din casă acum, dar soluția va avea în spate un proces de înrolare cu biometrie, cu soluție de biometrie, dar va avea și o recunoaștere a clientului printr-un contact vizual cu operatorii băncii. Veni și cu alte elemente de noutate, gen puteți oferi clientului un credit scoring? Avem în minte asta, vom veni și cu alte elemente de noutate, dar n-ar vrea să le divulg aici. Haideți să vedem în cifre ce înseamnă acest proces de transformare digitală. În momentul ăsta și după integrarea celor două bănci, aveți un portofoliu de clienți de peste 3 milioane. Peste 3 milioane. Și din câți dintre ei folosesc canalul digital pentru a relaționa cu bancul? Aproape 1,3 milioane de clienți folosesc soluțiile noastre de internet și de mobile banking. Și restul de 1,7 preferă să vină în sucursală. Să înțeleg. Da. Sau sunt clienți pasivi. Bun. Din cei care sunt online, cât sunt pe mobile?
Pe mobile am avut o creștere foarte frumoasă în ultimii ani. Dacă derulăm în spate, noi am lansat platforma de mobile banking în anul 2014, iar în momentul de față avem peste 650.000 de clienți care folosesc serviciile noastre de mobile banking. Asta înseamnă că avem o penetrare de peste 50% din utilizatorii de internet banking. Da, cei care folosesc canalul digital, de la, da, serviciul de bancă la distanță față de ceilalți care preferă sucursala, în mod evident e o diferență de profil între ei, apropo de vârstă, de educație. De... Da, raportat la vârstă, da, este într-adevăr... o diferență, dar tocmai pentru că noi suntem o bancă a tuturor clienților și nu ne dorim să digitalizăm doar de dragul de a digitaliza, mergem și pe o abordare de tip digital, adică încercăm să punem la dispoziția clienților care ne vizitează unitățile soluții de tip self-service, astfel încât pentru operațiunile redundante, pentru operațiunile de volum și recurență, să fim în măsură să-i servim prin acești roboți, prin aceste mașini. Ce te-aș mai putea întreba este legat de toate aceste tehnologii emergente dintre AI, biometrie, plăți instant, cloud computing, machine learning, care crezi că și-ar putea pune amprenta cel mai mult în bine în acest proces de transformare digitală? Cred că va fi un mix. Noi, de exemplu, avem o preocupare destul de importantă în momentul de față să ne creăm o expertiză care să ne permită în anii viitori să robotizăm cât mai multe din fluxurile bancare care pot fi robotizate, care în spate au o logică și care, mă rog, respectă acea logică întru totul. Deci vorbim de RPA, de procese robotizate. Cu siguranță asta va marca foarte mult viitorul imediat. Asta va ajuta foarte mult și pentru angajatul băncii. Care și pentru angajat, exact. Asta de timp începutul discuției noastre. Poate fi disponibilizat pentru alte sarcini. Exact. Ne va putea ajuta să rezolvăm pe de o parte probleme ale clienților în sensul de a grăbi anumite fluxuri, dar pe de altă parte, într-adevăr, va putea să ajute prin a-l degreva pe angajatul care face astfel de operațiuni recurente și să-l pună într-o lumină creativă și să intre într-o zonă de consiliere, într-o zonă de advisory. Acum am o curiozitate dintre cei care nu folosesc serviciul de bancă la distanță, apelează asistentul virtual pentru informații? Da, apelează. Deci și aici, am avut o surpriză, probabil că a fost și un proces de învățare în care credem că noi ne-am implicat foarte bine. Așa cum am spus și în timpul conferinței, ne-am uitat și am văzut că avem în principal trei categorii de clienți. Clienții care sunt foarte dorniți să utilizeze tehnologia, în general vorbim de cei din generația tânără, cei care nu sunt neapărat interesați, dar n-au o problemă să adopte tehnologia și simt că tehnologia adăugă valoare și plus pentru ei, pentru confort, pentru rapiditate, pentru eficiență. Și a treia categorie care sunt, să zic, clienții conservatori, unde am avut o surpriză foarte plăcută că în momentul în care am implementat în contact center-ul nostru o soluție robotizată, cu alte cuvinte, clientul apelează call center-ul, alege opțiunea, iar în loc de operator alege să fie servisat de o tehnologie, să zic, robotizată, de un proces robotizat, primește un SMS, deschide un link și își derulează operațiunea care o dorește direct din acel link. Și am observat că feedback-ul lor a fost realmente unul foarte bun, ceea ce ne încurajează să mergem mai departe și să încercăm să robotizăm cât mai mult din astfel de procese standardizate și să putem păstra în continuare interacțiunea umană pentru acele tipuri de întrebări deschise unde jucăm un rol de consultant, de consilier, de sfătuitor. Am văzut că voi aveți acești asistenți virtuali chatbots și pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Exact, avem. Livia de la BT și Raul de la BT. Perfect. Pe zona de corporate este mai mare adopția? N-aș spune, nu. Cred că este undeva echilibrat, iar ce este foarte important, într-adevăr, din zona de persoane juridice, cei mai dorniți să utilizeze aceste opțiuni sunt acești clienți mici și mijlocii, care și ca vârstă sunt mai tineri și sunt dorniți să fie asistați de tehnologie. În tot procesul ăsta de transformare digitală, infrastructura joacă un rol de asemenea important, dincolo de achiziția de talent, asta este un alt subiect care e la fel de greu. Vezi migra în cloud?
Nu avem o problemă să avem soluții în cloud, însă categoric acolo trebuie să fie respectate politicile de securitate ale băncii și, mă rog, reglementările în vigoare, tocmai pentru că lucrând cu banii clienților, noi trebuie să îi protejăm maxim. Da, asta o vezi într-un orizont de timp îndeplinit? Da, absolut, absolut. Deja avem soluții care rulează în cloud. Asta migrezi full. Ce ai păstrat și ce ai duce în cloud? Mi-e greu să spun acum, cu siguranță elementele de core banking, alea nu au cum să stea în cloud. Dar m-ai întrebat mai devreme, ce rol joacă AI-ul și machine learning în toată povestea asta. Noi în spatele proceselor de RPA ne propunem să construim mai mult decât rutine standardizate și să încercăm să punem în spate AI și machine learning, astfel încât să putem să venim cu soluții educate și pentru situațiile mai puțin standardizate, dar situații învățate din istoricul interacțiunii cu clienții de până atunci. Și, de asemenea, ne construim competențe în zona de inteligență artificială. AI-ul credem că va juca un rol important al anilor următori în banking. Mă provoci cu o nouă întrebare, apropo de a construi. Construiți aducând talente în departamentele proprii sau mai degrabă preferați ideea de parteneriate pe niște nișe extrem de specifice? E un hibrid, este o variantă de mijloc, în sensul în care ne creștem și echipa și competențele în permanență, aducem colegi noi, colegi cu minți proaspete și cu minți strălucitoare, dar pe de altă parte absolut că nu putem să le facem noi pe toate, iar un rol important în strategia noastră joacă și aceste parteneriate care le facem cu diferite companii de tehnologie, cu startup-uri, acolo unde simțim că expertiza lor pe respectiva nișă sau pe respectivul domeniu pot fi folosite cu rezultate imediate în relația noastră cu clienții. Și aici sunt câteva exemple. Avem Pago, agregatorul de plăți de facturi, avem parteneriate cu FintechOS, avem parteneriate cu Personetics, avem pentru partea de cognitive banking, deci avem PayKey, care înseamnă o soluție de pay in social media direct cu tastatura BT, pe care o poți instala din BT Pay, din wallet-ul nostru, adresa persoanelor fizice. Deci, răspunsul este că încercăm să facem un mix, o balanță optimă între resursele noastre proprii și resursele închiriate, ca să spun așa, din companiile cu expertiză, care pot livra imediat ceea ce simțim noi că dau valoare adăugată, acolo unde noi nu suntem performeri. Veți continua și procesul acesta de, nu știu dacă am aparat, e corect spus, achiziții, dar de investiții în anumite fintech-uri care sunt strategice și pentru dezvoltarea voastră viitoare? Nu este un drive în direcția asta, dar acolo unde simțim că putem mai mult decât parteneriat, nu ne limităm să o facem. La ce vă așteptați să vedeți ca și schimbare în comportamentul clientului după introducerea noi platforme NEO? 2020 și anii următorii. Ne așteptăm la un grad de adopție accelerat. Unde se va vedea cel mai mult o schimbare? Probabil în atitudinea clienților față de banking în general, pentru că ne propunem să fie o soluție care să le ofere confort și să vorbească pe limba lor în sensul de a adresa răspunsuri la ceea ce solicită, la un payment, să fie făcut foarte simplu, nu într-un mod academic, să n-ai în spate niște cunoștințe, să știi ce se debitează, ce se creditează, ci pur și simplu să aibă un user experience care să-l facă pe client să revină. Să revină și asta cu siguranță ne va da tracțiune, ne va duce la creșterea de volume și până la urmă la creșterea gradului de adopție. În plus, așa cum am spus, NEO este un concept, nu vorbim doar de platforma NEO, pe lângă o să mai venim și cu alte surprize, sperăm plăcute pentru clienții noștri, pentru că în final e greu de intuit unde va merge piața bancară în următorii 2 ani, dar cu atât mai mult nu putem să ne imaginăm ce se va întâmpla în următorii 10 ani. Ce este important pentru noi este să stăm ancorați în realități, să urmărim foarte clar comportamentul clienților, iar noi să fim acolo lângă ei, să putem să adresăm nevoile lor exact pe măsură ce apar. Cu alte cuvinte, e greu să facem o predicție dacă peste 10 ani
platforma noastră de online banking va sta pe frigiderul de acasă sau pe mașina de spălat, dar pe de altă parte, dacă piața o va cere, asta vom face. Adopția pe portofel digital, cum este? Este una foarte bună. Pe portofelul digital avem surprize foarte plăcute. BTP-ul devine un vârf de lance și un portdrapel al băncii în tot ce înseamnă utilizarea pentru plățile cu card și, de ce nu, și pentru zona de P2P. Din cei care deja utilizează canalul digital, cât sunt și utilizatori de BTP-i, ca procent? Nu știu să răspund. 10%? N-aș vrea să dau cifre, având în vedere că nu le cunosc, dar cred că ele sunt soluții complementare și cred că ele adresează nevoi diferite, așa încât invităm clienții să le aibă pe amândouă în buzunar. Care a fost reacția lor când am văzut un automat fără fantă pentru introducerea cardului? Ați urmărit chestiunea asta în rândul clienților? Da, a fost interesant să poți să-ți dai seama și să conștientizezi că mă duc la terminal și în loc să-mi introduc cardul, pot să-mi apropii ceasul sau pot să-mi apropii telefonul. Iar tot în zona asta vom veni și cu o surpriză pe Neo, unde vei putea din Neo să-ți generezi un cod de ridicare de numărar de la bancomat fără să mai ai absolut nimic cu tine. Și veți mări până la ce nivel această rețea de automate fără fantă? Nu, automatele nu sunt automate fără fantă, sunt automate care dublează pe lângă opțiunea de citire a cardului, au și opțiunea de contactless. Practic este un contactless scalat de la nivel de POS la nivel de ATM. Deci face practic întreaga rețea chestia. Exact. Ultima întrebare. Noi România avem o problemă cu incluziunea financiară, pentru că și 45 sau 47% din populație e în rural și atunci cred că orice țară fi avut o problemă cu incluziunea financiară. Pe de altă parte, tu ești om de digital, da? Cum vezi făcută incluziunea financiară în România astăzi? Figital. Alternativa este figital. Așa cum spuneam, pe cei care mai au nevoie de timp ca să adopte soluțiile și platforme digitale, le oferim opțiunea figitală de a adresa terminale, echipamente neasistate în unitățile bancare pe care le pot vizita fără niciun fel de problemă. Și credem că este un pas intermediar spre digitalizarea completă. Pentru că, în final, oameni tineri, oameni care sunt deprinși cu telefonul, cu smartphone-ul și cu internetul, trăiesc și în lumea rurală și nu cred că avem o problemă de adopție atâta timp cât până la urmă au într-un fel același mindset. E ca și oricare dintre noi care în momentul în care te urci dintr-o mașină cu cutie manuală, te urci într-una automată, după 2 săptămâni e greu să-ți mai imaginezi ce făceai în cea cu cutie manuală. Și cam așa văd lucrurile. În câteva țări mari așezate din punct de vedere economic mature, se practică această idee a unei mașini care se duce și șoferul este și ofițerul care oferă toate serviciile. Și lumea știe în ce sat ești, în lunea de la 1 la 3 săptămânal sau la nu știu câte zile, trec pe la tine și atunci poți să faci orice, și o asigurare, și un depozit, și un credit. Asta poate să fie o opțiune? Și un camion deservește un număr de localități și cu 10 camioane rezolvi o suprafață. E greu de răspuns, dar pe de altă parte trebuie să ne uităm și la celelalte aspecte. În general, tinerii vin și se educă la oraș. Oamenii de la țară vin și muncesc în principal la oraș, în medii urbane. Dacă ai până 60 de ani. Dacă ai până 60 de ani, trebuie să vină cineva la tine. Da. E greu să răspund sau să dau un verdict dacă un astfel de sistem poate opera. Știu că au fost idei pionierate în zona asta de către competitori de-ai noștri. Am văzut că nu mai funcționează așa încât am putea intui câte ceva. Cum arată pentru tine, om de digital, Banca Viitorului? Ca să nu te întreb exact peste 10 ani, cam care crezi tu că va fi? Banca Viitorului trebuie să arate... Vine din zona bancară, vine din zona GAFA, Google, Amazon, Facebook? Nu cred. Băncile vor rămâne în continuare, însă pentru a putea performa, ele trebuie să fie legate de tehnologie, trebuie să fie ancorate în realități, trebuie să lucreze îndeaproape cu fintech-urile. Ăsta e marele avantaj. PSD2 vine cu câteva democratizări și liberalizări de informații, așa încât creează și un cadru și premise pentru oportunități în colucrarea dintre cele două părți.
simt că băncile vor rămâne. Acum nu putem discuta de prezență fizică sau doar prezență fizică sau doar virtuală sau un mix între ele, însă cu siguranță serviciile financiare vor rămâne a fi oferite de bănci, sigur cu mult input și multe parteneriate în zona de tehnologie, pentru că în final cred că Banca Viitorului va arăta de fapt un portal, un ecosistem de soluții și de platforme care să adreseze toate tipurile de nevoi ale clientului, atât financiare cât și non-financiare. Un one-stop shop. Crezi că marketplace-urile de produse și servicii financiare vor fi deja tot mai prezente și vor juca un rol într-adevăr în dezvoltarea industriei? Sigur, vor putea juca un rol important, pentru că acolo ele oferă transparență și puncte de comparație pentru clienți. Iar pentru un client este foarte important să fie informat despre toate oportunitățile care le are în piață, ca să poată ști în funcție de nevoia lui să aleagă produsul cel mai potrivit. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu, Sergiu. Mult succes în continuare. Baftă.